Un focar de peste porcină africană a fost confirmat în Ucraina, foarte aproape de granița României. Târgurile de animale din nord-vestul țării au fost închise pe o perioadă nedeterminată. Ucraina a notificat Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor despre apariția unui focar de peste porcină africană la porcii domestici într-o zonă foarte apropiată de nordul României și al Republicii Moldova. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus închiderea târgurilor pentru specia suine pe perioadă nelimitată în județele aflate la granițele de nord-vest ale țării. Totodată s-a dispus intensificarea verificărilor și controalelor la punctele de trecere ale frontierei. Pesta porcină africană este o boală virală care afectează speciile domestice și sălbatice de porcine, pentru care nu există tratament sau vaccin. Boala are o evoluție rapidă și majoritatea animalelor infectate mor în urma contactării virusului. Din fericire, boala nu se transmite la om. Singura cale de a feri animalele de această boală este respectarea unor măsuri de protecție. Veterinarii recomandă crescătorilor să nu intre în adăposturile porșilor cu încălțămintea și hainele de pe stradă. Nu răniți animalele cu resturi alimentare provenite de la carnea de porc gătită în familie sau iarbă cu Iasă de pe câmp, orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar.